Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina este un sfânt foarte iubit de către credincioșii creștini de la noi din țară, un sfânt model, grabnic ajutător celor ce îi cer ajutorul atunci când se află în nevoi și neputințe. Sfântul Nectarie s-a născut pe 1 octombrie 1846 în Silivria, orășel din nordul Greciei, în familia lui Dimos și a Mariei Chefalas, părinți iubitori de Dumnezeu și evlavioși. Numele său de botez a fost Anastasie. A început să studieze teologia încă din tinerețe, mergând pentru aceasta la Constantinopol. Ajunge să predea religia în insula Chios. Foarte dedicat vieții de rugăciune, alege să intre în viața monastică în anul 1876. La hirotonia în diacon a primit numele Nectarie, nume pe care îl va purta până la sfârșitul vieții sale. A ales să-și desăvârșească studiile teologice, mergând în acest sens la Facultatea de Teologie din Atena. Aici va intra în legătură cu Patriarhul Alexandriei, care îl va înălța la demnitatea de arhimandrit și consilier al său. În anul 1889, Sfântul Nectarie va fi înălțat la demnitatea arhieriei. După o perioadă de slujire în calitate de ierarh, se întoarce în urma unor tulburări în Grecia. Aici se va dedica pasiunii sale de profesor. A fost în același timp iscusit duhovnic, ales povățuitor al preoților ce îi cereau sfatul, un ierarh cercetat de foarte multă lume. Tot sfântului ierarh Nectarie îi este datorată construcția unei impozante mănăstiri în Eghina. La această mănăstire s-a retras definitiv, ducând o viață de adâncă rugăciune. Pentru buna sa viețuire, Sfântul Nectarie s-a învrednicit de darul facerii de minuni, mai ales de harisma deosebită a tămăduirii bolilor, dar pe care l-a păstrat și după ce a trecut la Domnul în anul 1920, pe data de 8 noiembrie. După mai bine de 20 de ani, trupul său a fost descoperit fără stricăciune și răspândind o mireasmă aparte. Pe 3 septembrie 1953, sfintele sale moaște au fost scoase spre cinstire și binecuvântare și așezate în biserica mănăstirii din Eghina. Câțiva ani mai târziu, în anul 1961, sinodul bisericii din Grecia l-a trecut în rândul sfinților cu zi de prăznuire pe 9 noiembrie.